Prietene, astăzi vreau să vă arăt cel mai ciudat match de Evoni din câte am jucat în afară de Clash of Clans după un long, long, long time. Dar după cum vedeți, este o explicație în care noi suntem doar 9 și niciun oponent. Și acum a mai venit încă unul, dar a venit prea târziu. A venit prea târziu, deci. Gabriel. A mai venit doar un tip. A venit doar unul. Alin Cahnă, a venit doar un oponent, dar până atunci a mai venit doar câțiva. Deci eu nici nu înțeleg cât de mică e echipa contra oponenților, păi de capul lor. Behemoth, praf. Holy fucking crap. Nici să nu te gândești. Nu te gândi. Tipul ăsta care îl cheamă Gabriel este singurul oponent care a intrat în bătălia de la Gaugamela. A intrat în războiul de la Gaugamela. Toi n-are putere. Oh, ia-mă vânt! Oh, Gabriel a trișat. A trișat Gabriel. Din joc. Păi ce a făcut? El a făcut. L-am luat în sus. A, stai, că a plecat, a trișat. La maxim. A fugit acolo. El este singurul oponent. Dar Alin Cahn are 86 de puncte. Mamă, deci... Ăsta e de cap. Gabriel a înfrânt portalul și va ocupa. Nu știu dacă te înfrâng eu pe tine, ciudatule. Nu. Nu. No. Nici să nu te gândești. Sper să fii mort. Shinobi Execution. Nu te gândi. Nu trișa. Acum. Sper să nu pleci cu trupele, ok? Să nu pleci cu trupele. Ce faci? Apărări pierdute. Mamă. Niciunul n-a murit, doar răniți. Hai, atitud, du-te pe el, eu mă duc să spionez. A, mai vin doar doi oponenți. Au venit doar doi oponenți, dar este un match. Puțin cam... Deja Gabriel face multe puncte, dar e singurul oponent care face multe puncte. Deci doar o singură persoană face puncte și noi suntem 9 persoane, 10 persoane, în bătălia de la Gaugamela. Suntem doar 10 persoane în bătălia de la Gaugamela și doar 2 sunt în stare să facă multe puncte, frate. Da, 2 persoane, multe puncte. Mi-e scârbă. Fafnir. Hai să-l vedem pe Mongi asta, să vedem cum bagă el trupele în mormânt. Că doar doi. Hai de capul meu. Bă, dar ești picat în cap. Mi-a rănit trupele. Bă, dar chiar a nebunit. A nebunit Gaugamela cu toate, doamne. Ce au nebunit? Gaugamela să se repară atât. Nu se poate ajunge acceleratori. Strong power! Da, trebuie să o fac. Trebuia să o fac oricum. Spionează dracului. Și declară un război în Ghost.
Ok, bag un ghost. Gabriela în frânt. Deci este un ghost. Mă, ăștia au un bilion și noi suntem 10 persoane în Eval Never Dies. Dumnezeule. Și ce am fost să vă spun? Că doar două persoane au două bilioane de multă putere și ei o să fie ceva mai puternici decât noi, că suntem slabi. Nu că suntem slabi, dar Eval Never Dies. Eva Never Dies face parte dintr-o alianță. Deci, clanul nostru are doar 10 membri. Doar 10 membri! Sunt doar 2 oponenți care ne storc. 2 oponenți, 2 oponenți, 2! 2 oponenți! 2 oponenți contra 10 din bătălia de la Gaugamela. Doar 2 oponenți în Gaugamela. Pardon. Și dacă se întâmplă noi să fim mai mulți și doar unul puțin, doar unul cu multă putere să ucidă toată echipa noastră din Eva Never Dies, pardon, zis și numele clanului, zis și numele clanului alianței Eva Never Dies, de capul meu. Trebuia să bag un ghost. Vance. Să spionăm ce putere are ăsta. Ăsta se face mai puternic, face brut. Electra. Kusunoki Masashiage. Masashiage. Masashige. Aoleu. Mamă, sunt mulți oponenți, capcane, abataj, care o să bage răfăcători în penitenciar în afara câmpului de luptă. Aici ce o să fie? Ce este în spital? Poate doi adversari care o să ne facă praf. 2 contra 10. Nu-i corect. Adevărul este că nu e corect, dar... Hai mă, că nu m-ai bătut. Bă, dar chiar nu mă bați. Hai mă, că nu mă bați, sunt la ghosting. Hai mă că sunt la ghosting, nu mă poți bate. Hai mă, dă-te naiba că... Nici nu mă bați. Ia mai scutește mă cu figurile tale că sunt la ghosting. Ei da, măcar chimicul e în viață. Dar m-a trebuit într-un alt loc. Trebuie să cuce spitalul în care se află Gabriel, în care doi oponenți nu avem habar dacă e atât de corect. Nu este atât de corect încât să mor eu. Că n-am fost făcut terci de 3 oponenți versus 11. Ce dracu, doamne iartă-mă. Păi am partajat. Alin Cahân pe locul 7. Din cauza ratatului din FNX. FNX. Hai să declarăm război. A, nu pot să declar război cu ăsta. Ăsta face pal dracu. Știți cum face? Crumel. Iar. Bă, dar Gabriel n-are altceva de făcut decât să mă intoxice. Păi tot Gabriel din joc. Declar război. Contra cei toxici cu pull party-ul și duștii de pe internet. Zici și Olivans. Olivans. Războiul l-am declarat. Dar Gabrielul ăsta a cucerit o țărișoară, doamne. Hai mă, că nu sunt eu storcit de doi spurcați.
Fai de capul meu. Nu știam că e în stare trei oameni sau doi să mă bată halul ăsta. Oricum ei nu o să aibă șansă de teleportare, așa că ei să se ia dracu ei. Bă, Alin Cahn, nu, Gabriel, nici nu știe că sunt ghosting. Himiko se cam face praf. Nici nu știu cum am putut să pierd. Asta e Slash-al durise în viață, doar capcanele. A, doar capcanele. A, doar capcanele. Apărător Alin Cahn. Cine au fost rănite? Ai înfrânt spitalul. Tăte naibii. Omoruri. Ucise. Bă, dar... Și atacatorul s-a sinucis? Bă, dar să văd. Washington! Doar infanteria a rezistat. A rezistat infanteria. Dar nu are sens. Cum poate infanteria să paidă capul meu? Mă duc să construiesc repede multe capcane să-l pun și canapă. Prost. Zice că infanteria, ok? Infanteria. Oi să băgăm capcane potriva infanteriei. Să le băgăm că nici nu o să le îndoape pe undeva. Păi dacă e prost, e prost rău, adică ce naiba caută cu trupi infanterii de level 13 la mine în castel? Și nici nu-i corect. Trebuia să vină toți oponenții, nu trebuia să vină 0-1, 1 versus așa. Dar oricum câștigăm, dar mie nu mi se pare deloc cinstit. Am băgat capcane, sper să îl declanșăm. Hai mă, că el nu se pune cu ghosting-ul meu. Tate naibii. Monarch Power! Și 1.000.000 de... Hai, Vanes! Ocupă-te de tâmpitul ăsta, că Alin Cahn rămâne pe atâtea puncte, că... Un nebun! Nu știu ce a făcut cu el. Hai să ne teleportăm cu ghosting-ul. Să atacăm peritonul. Că de ce nu? Și Himiko. Și o să declam război contra lui Gabriel. Declară război. Ghosting începe acum. Selectează Himiko. Alin Cahnă nu prea mai face, pardon, puncte, că nebunul ăsta îi fură tot. Victorie, ai înfrânt monstrul. Minotaur. Mă duc să înfrâng și Minotaurul ăsta, că atacă, este în alt șansă decât să-și câștig. Bă! Bă, eu atac! Nu, e alt Minotaur. Unsprezece pe trei. Băgăm ghosting, ok? În câteva secunde voi băga ghosting-ul, după care să vadă el ce și-a de la mine. Dacă îl prind că vrea ceva, joacă-l călc în picioare.
Da, scorul meu o să fie mai puțin decât el, dacă până venea Gabrielul ăsta din Gaugamela, a nebunit jocul. Cum să te dea cu oponenți de genul ăsta? Te-a nebunit, adică... Mersi de armistițiu, baby. Nu că ți-am zis eu așa, dar... Ne cum câștig eu scorile. Cum câștig niște scori? Să vedem cum. A, nu pot să am evenimente că. E Gaugamela. Da. Gaugamela. E Gaugamela. Ce să-i faci? E un război? Ce trebuie să dai ghost? Gaugamela. Păi cum să câștigi? Cum să ucizi răufăcători în iad? Pe Tauzeu o dai pe Minotaur, pe Cavaler Ipocrit? Asta e Cavaler Ipocrit, nici nu eu. N-am nici Cavaler Ipocrit, am altceva. Nici o întoarce, vreau să ies. Jurnale bătălii. Zice că fălâh, rom, god, dbd, câtă capa, tubudu, tudu, tudu, ida, câtă capa, vod, vito, fan, ai da capul meu. Rang alianță al Incah în mortul. Păi unde pot să aflu eu cât scoate să bag în frângere? Ce trebuie să fac? Hai de cap. Vedeți? Jocul ăsta, războiul devine puțin cam dezastru. Phoenix-ul este... Nu mai este Phoenix-ul mortal. Phoenix-ul devine... O monstruozitate de om. De pasăre, nu om. De o lifeză lui. Mama lui, da. Morții lui, da. Ești picioarele. My app is freezing. Bă, da, chiar aplicația ta se îngheață, repară-ți-o. Unsprezece din alianță și trei adversari. Child. Troi, de capul meu, vai de pana mea, ca nebunii jocul ăsta, că l-a avut, pe Phoenix-ul al dracului, domnule, mă, că aș fi zis asta, dar nu mă gândesc că ai înviat Olifensul, bă, dă-te. Două scoruri, cinci scoruri pentru Rahat, două scoruri, bă, da, dați-vă de aici, Grifon,
Mă duc să atac oponenți, după care par un atac creatur, după care eu pot să fiu un exterminator. Da, lui Terminator. Mai mă că grifonii sunt slabi oricum. Bă, dar Alin Cahnă să strângă punctele astea e... Dădeam demonul afară. Dăm demon foarte prost. Și el. Bă, dar nu furați modul de transformă, că pardon, nu și nu fac. Cam multe creaturi, ca Alin Texan să bage Solo Master, să bage punctele direct. Alin Cahnă. Fă, da. Hai de capul meu. Alin Cahnă nici n-a băgat mult. Ai de capul meu. Urăsc când oponenții nu ne lasă să-i ucidem, ci să ocupăm portalul. Sunt de acord cu tine, dar n-avem ce face. Gabriel cu 1 bilion de putere este un brut. Este un brut. Un brut în care... Da. Noroc cu ghosting. Că dacă n-avea ghosting-ul, tăte naibii cu ghosting-ul mătică. Emiros Paizuri, ai mai merita. Păi, pe bune. Mă, nu putem să dormim acolo. Hai să intrăm în portal. Păi, da, păi, portal, dar Alin Cahnă nu poate să... Bă, să intre în portal al dracului. Mă, Gabriel iar ocupă, încetează! Phoenix e aproape de mine. Cred că vrea să mă omoare ca să mă întreacă. Phoenix, Alin Cahnă, tăte mă naibii. Câți oponenți sunt? Stai mă, câți oponenți sunt? Câți oponenți sunt? 10? Sau poate 12? Mă duc să văd. 4. Ha! Altceva nu pute decât 4 oponenți. Tăte naiba de... Hai de pixie grey. Pixie Grey spune și mie. Pentru mine o noapte puțin cam grea. Am înțeles. Aș mai uita să nu înjur, dar... O că mi-a uitat, sincer. Păi să-mi bat picioarele. Sunt de acord cu voi, să-mi bag picioarele. Pardon, păi să-mi bag picioarele. Păi, dar încetează. Te iau la bătaie, ăsta care mi ocupă puterea, te mai ocup tu la noapte. Să băgăm scorul. Hai mă, Calinca, că nici... Ai, dă...
M-am trecut, Mongi. Pă ce vă să vă spun? M-am trecut. Tă vă naibilă, Milogi. Ăștia din FNX. Milogi dracului. Tâmpiți dracu. Mă, să plece ăsta, Gabrielu, că nu v-ați mai știut de el. Păi să plece, păi iau portalul, tu iei portalul, eu iau spitalul. Să vedem cine dracu stă acolo. No, no, no. Lordu. Bă, dă-te. Tot semirăuzu și paizoiu, mătii. Îngămi-aș picioarele în casă lui. Tă idiot. N-are altceva de făcut decât să cetează. Bă, ești prost? Sau faci pe prostul? Bagă un ghosting de te duci. Ei, mă ți mai găsi de prost. Sunt puțin cam supărat. Ai, mă, mai faci și sunete de ratat. Alinka când a început războiul împotriva unui golan care n-are ce face cu viața lui. Ce are măcar? Măcar are pe cine să-l bată, pe cine să-l înjure, pe cine să... Mongi! O are pe Borbosa, are... Câtă milioane de putere are? Păi să mergem! Mergem la Mongi să vedem dacă mai e acolo trupele. Păi mergem să vedem, ne mărim puterea și gata. Să vedem câtă putere mai face el. Dracu, doamne, doamne, iartă-mă. Păi să înceteze asta, să mai mă atace în portal, că dacă mă atacă în portal, l-atac eu pe el în portal. Să plece dracu, nu v-ați mai știut de el. Bă, paizurile mi rău, stai bă! Morții... Nu știu cum să-i zic. Pupi, tăi de capul meu, vine să te atac eu pe tine, ciudatule. Da, te atac, ciudatule. Că o să o meriți oricum. Da! Atacuri câștigate! He. Bă, da chiar. Alin Cahă nici. Bă, da, termină-te! Să văd în... Ăsta nici nu bagă nimic. Hai să declarăm război. Cu Ioana Dac! Ai! Hai mă, că nici nu... N-ai tu pe eu să mă bată, deci eu m-am ratat. Mongii dispari. Cu ce atacă? Bă, fugiți, fugiți! Bă, că-mi ieși picioarele, bă! Firați ai dracu cu paisul lui Mirauz, plecați! Rați ai dracu de... adversari. Serios, n-are altceva să facă el decât să se stea călare pe portalul nostru. Stă călare pe portalul nostru la miez nopții. Hai de capul meu.
Hai mă, că l-am storcit. Bă! Cetează! Bă, dar cetează cu atacul ăia, că te atac eu pe tine, rasă, mătii. Apără pierdute. Atacul câștigate. Da, da. Te fac praf, te fac pilaf. Te fac pilaf, te fac pilaf. Noi când ai să te oprești? Călăritoare de mirosești. Marș. El avea 700 de... Termină-te că-ți... Hai mă că ești ratat. Termină-te că fac infarct din cauza ta, că... Top plus-ul mătii. Top plus-ul lui Miros. Morți-vă-si. Top plus-ul maică-si. Taci, că din cauza ta am pierdut. Ești un joc. Nu că e, m-am enervat pe joc. Adversarii ăștia au venit din surpriză așa. Apă că mi-aș picioarele. Doar altceva de făcut tipul ăsta decât să... Pardon, să facă... Pal dracu! Haide, mi-a dat foc la castel. Ai, mă, m-a lăsat cu 1.000.000 putere să unt. Dar aproape 1.000.000 de un ratat decât el. Și declar război contra lui Mongi și... Trimit raportul. Bă, dar m-a spionat mortul! Mortule, de ce m-ai spionat? Mortule, de ce m-ai spionat? O să plătească, crezând. Ce m-ai spionat? A fost să fie un match cu niște dobitoci care n-au altceva să facă decât să mă omoare. N-am ce să fac decât să ies din joc. Puțin fel las și ieși, aș ieși în joc. Nu erai tu acolo. Ai bă, ăsta e puternic. Bă, să ceteze ăsta. Că să văd și eu cum a atacat Mongi al dracu. Atacuri pierdute, apărări pierdute. Aici a băgat el... Traian, ăsta, ia uitați-vă, ăsta cum dracu m-a omorât, ia uitați-vă, cum le-a omorât pe toate, doar atâția răniți. Probabil m-a atacat Mongi. M-a atacat stupidul de Mongi. Probabil m-a atacat Mongi. M-a atacat stupidul de Mongi. I-aș lua cu perna. Nu se mai poate.
Nu se mai poate cu Mungi ăla. Vedeți, măi, Mungi ăsta este un oponent la care, pardon, nici nu mă aștept. Vine să îl bat, dar... Vine să... Nu știu cum să o dau cu el. A plecat. După ce că m-a lăsat cu 1.000.000 putere, mă duc să mă resuscitez, a naibii. Eu raliez pe dracu. Aoleo. Aoleo, voi fi foarte supra pe oponentul ăsta, că a avut el un tupeu fantastic să mă omoare. Atât de supra sunt încât îmi vine să plec din jocul ăsta. Plec din jocul ăsta că n-are altceva de făcut tipul decât să fie, pardon, nu al dracu. Dar chiar este. Idiot. Stai să plec din jocul ăsta că poate vine enervant. 3-4 oponenți, n-are cum să bată Paulin Cahănă și Fații. N-are cum. Oricum, mie mi-a plăcut ca săptămâna viitoare să fie Iubire Bușcă cu Reiti pe colac pe Flamingo după munca lor de o săptămână. O să am răbdare, dar o să mai fac Enghibăț Epic și să facem multe zile de not în cațe și că... Doar nici nu m-am gândit că poate să vină doar 4 oponenți să ne stoarcă, dar totuși o să câștigăm, depinde. 4.000... Și Alin Cahn 162. Dar eu am încercat. Bafruelul Mongo sunt prostii. Și Paelul Gabriel, da. Păi da. Ce să-i faci? Am să închid filmulețul că nu se mai poate.